Acesta sunt eu. Și aici. Și ăsta sunt tot eu. Nice. Bună, noastră! Bine revenit la Lensa! Bună și bine v-am găsit! Ce mai faci? Ce să fac? Am venit să văd niște ochelari din nou. Aș veni în fiecare zi, dacă se poate. Muncesc foarte mult, fac foarte multe piese în ultimul timp, mai ales acum de când cu pandemia am încercat să folosesc timpul ăsta mai mult pentru a crea decât pentru a mă odihni. Realmente vorbind, cred că m-am odihnit mai puțin decât înainte de pandemie. Ne bucurăm că ne-ai vizitat și cu această ocazie vrem să ne mai povestești câte ceva despre tine. Cum a pornit aventura ta în muzică? Aventura mea în muzică a pornit prin 2002, efectiv, în sensul că în 2002 am înregistrat prima mea piesă pe un microfon. Înainte de 2002, prin 94 așa, cred, 93 de fapt, o trupă din Galați care se numea Harry Boys scotea un album de hip-hop pe casetă. Era unul dintre primele albume de hip-hop din România și întâmplarea a făcut ca o vecină de-a mea să fie iubita unuia dintre soliștii acestei trupe. Așa că aveam acces tot timpul la această casetă și îmi copiam textele ca să le pot cânta și să le pot reproduce apoi. Cred că ăla a fost primul contact cu muzica, în sensul în care mi-am dat seama că vreau să fac asta, mai ales prin faptul că am început să copiez textele respective. Hawkers ăștia scam dope. Mi se pare că la Hawkers fac niște modele foarte practice și fashion în același timp. Nu o să fie succesul a venit destul de repede? Succesul nici nu știu dacă a ajuns încă, sincer să fiu. Pentru că nu știu dacă ai cum să măsori succesul, sincer să fiu. Adică cum îl poți măsura? În faptul că ai toți banii de pe lume, în faptul că, nu știu, ai cei mai frumoși copii din lume, ai cel mai șmecher job din lume. Adică dacă ai avea una din chestiile pe care ți le dorești tu foarte mult, oricum o să ajungi să-ți lipsească alte chestii și să ți le dorești. Și atunci cred că succesul e un echilibru între lucrurile pe care tu ți le dorești, între obiectivele pe care tu ți le dorești să le atingi toată viața ta. Și nu cred că poți să măsori, știi? Nu pot să spun, da, am avut succes, a ajuns super repede sau nu. Succesul va veni în 2022, pe 7 august, știi? N-ai cum. E imposibil. Care este ideea ta despre fericire? Ideea mea despre fericire este asemănătoare cu cea despre succes, dar cu mențiunea că fericirea iarăși este ceva ce nu poate fi definit neapărat, adică iarăși pentru a fi fericit ai nevoie de mult mai multe lucruri care să te mulțumească în viața ta. Sau depinde cum consideri tu fericirea, dacă este un lucru absolut sau un lucru de moment, pentru că practic eu pot să fiu fericit și când probez acești ochelari, spre exemplu, sau pot să fiu fericit dimineața când fetița mea spune: "Hei, tati, ce faci, ne jucăm?" Știi? Poți să fii fericit în foarte multe momente în care tu nu consideri că ești fericit, știi? Sau nu poți să te bucuri de acel moment și să tragi fericirea din acel moment pentru că te gândești la alte lucruri, că trebuie să plătești ratele pe casa și așa mai departe. Și atunci cred că trebuie să fim puțin atenți și la momentele astea mici ca să înțelegem cu adevărat ce e fericirea și care e definiția ei. Pe lângă muzică, ce alte hobby-uri mai ai? Filmul. Îmi place să scriu, lucrez la niște cărți, dar nu mai spune nimănui. Și îmi place să citesc foarte mult, să desenez. Desenez de când eram puști. Uite, asta uit mereu să o spun. Îmi place să desenez și să văd filme și așa mai departe. Ceva foarte trap. Niște ochelari de trapper autentic. Sau de muscă. Autentică. Foarte marfă, de la Polarizen. Cum ți-ai descrie brandul stilul vestimentar? Stilul vestimentar mi l-aș descrie foarte street și street casual, cred că i-aș putea spune. Nice one. O să salvez pe asta, street casual. Marfă. Cu ce te putem ajuta azi?
Aș vrea să, sincer să fiu, aș vrea să probez niște ochelari de la Ray-Ban, dacă se poate. Mi s-ar părea foarte tare. De fapt, oricum fac toate perechile de ochelari de la Lens, am toate mărcile de la Polarizon, Polaroid, Hawkers, Jimmy Choo, Moschino, Prada, Gucci, pe, nu știu, pe toate le-am. Ai un brand preferat dintre toate acestea? Cred că fix Ray-Ban-ul, sincer, pentru că mi se pare cel mai consistent și cel mai prezent. Cred că știai că o să iau pe ăștia, nu? Să mă uit la ei. Sunt un pic Robert De Niro în Casino, dacă știi filmul. Ia ziceți cum stă. Mamă, stai că ăștia chiar îmi plac, ești nebun. Ochelarii de soare reprezintă pentru tine un accesoriu fashion sau o necesitate? Ochelarii de soare reprezintă pentru mine mai mult o necesitate decât un accesoriu fashion, dar asta în viața de zi cu zi. Atunci când sunt la un eveniment sau am un concert sau vreau să mă îmbrac mai marfă, trebuie să-mi iau niște ochelari mai fashion, bineînțeles. La ce te uiți prima dată când îți alegi o pereche de ochelari? Încerc să caut o formă care nu prea a fost folosită până acum. Uite și pe negru. O formă care nu prea a fost folosită până acum. Uite, asta e o formă din anii 70, cred că ceva, dacă nu chiar și mai devreme, 60-70. Și încă e foarte actuală și până acum Ray-Ban-ul nici nu a avut-o, dacă nu mă înșel. Cred că e prima oară când o văd la ei. Și uite, caut chestii de genul ăsta care să fie ieșite din comun și clasice și fresh în același timp, puțin timeless, așa, știi? Asta e noțiunea mea la chestii, atunci când aleg ceva și când scriu texte, caut lucruri timeless. Câte perechi de ochelari ai? Nice one! Am, cred că, peste 15 perechi de ochelari și cred că toate sunt, dacă nu 14, sunt de la Lensa. Un sfat pentru clienții noștri în ceea ce privește ochelarii de soare? Să-i îngrijiți foarte mult, să nu-i scoateți cu o singură mână de la ochi, pentru că le puteți strica balamalele de la rame, să-i ștergeți tot timpul înainte să-i puneți la ochi, să-i purtați doar în toc. Cum ai descrie Lensa într-un cuvânt? Superb! Ți-ai găsit ce căutai? Mi-am găsit fix, adică mi-am luat perechea de Ray-Ban pe care mi-o doream și am găsit-o aici. Și plus mi-am luat și o pereche de Polarizon aia pe care i-am purtat, pe care i-am probat acolo, care îmi plăcea foarte mult, black. Și am zis că și fashion și streetwear, sau cum am zis, casual fashion, nu mai știu. Ne bucurăm foarte mult. Îți mulțumim pentru timpul acordat și te mai așteptăm cu drag pe la noi. Mulțumesc și eu din suflet, multă dragoste, Lensa Forever. Bang.